Surorii, acum, cu respect, aș vrea să deschidem Cartea Sfântă, cei care avem la noi Scriptura, la pagina 857, în Cartea Vechiului Testament, Cartea Profetului Daniel, și pentru că e o seară cu preponderență în vederea zidirii celor care sunt tineri, ca niște flori ale Sionului, m-am bucurat ce vorbea fratele înainte să cânte cântarea cu floarea minunată. Avem nevoie de ploaia timpurie și târzia Duhului Sfânt astăzi să ne limbi. Atunci florile Sionului, ieșând afară de aici, își vor da și mireasma Sfințeniei și parfumul pocăinței. Aici învățăm și afară practicăm ce învățăm. Și iată, acesta e cuvântul hotărât de Domnul. Daniel, capitolul 1, primele 8 versete, consider că e un cuvânt actual, un cuvânt pentru vremurile de acum, un cuvânt în care vom vedea câteva calități însușite de patru tineri deosebiți de Babilon, deși făceau parte integrată din Babilon, cu voia sau fără de voie lor, vom vedea în această seară. Dar acum, haideți să fim cu luarea minte la citirea textului. Daniel, capitolul 1, primele 8 versete. Daniel la Babilon. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusură trupesc, frumos la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el vrând să crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau din copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famililor dregători le-a pus însă alte nume și anume. Lui Daniel i-a pus numele Belshazzar, lui Hanania Shadrach, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu-l silească să se spurce. Amin. Vă invit cu respect să ne ocupați locurile. Sunt atâția tineri în vremurile de acum, în generația aceasta, confuzi. Sunt atâția tineri care așteaptă răspunsuri la întrebările vieții lor. Și parcă tot mai mulți tineri nu primesc răspunsul satisfăcător pentru nevoile lor, în mod deosebit spirituale. Sunt atâția care au trebuit să se înțeleagă care-i voia, scopul și planul lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Sunt mulți care n-au nicio viziune astăzi. Sunt mulți care, dacă i-ai întreba, pentru ce-a îngăduit Domnul ca picioarele tale să calce ca și tânăr, poate la vreo 3.000, 3.500, 4.000 de kilometri, departe de casa părintească, departe de adunarea locală în care era altădată în România. Probabil că unii îndrăzneți o să-mi spună, frate Andrei, acum Domnul a văzut sărăcia noastră luce în țara din care venim. A văzut Domnul că din salarii mizerabile de 4-5 milioane n-avem nicio șansă vreodată să ne putem întemeia o familie ridicând o casă, poate având și o mașinuță pe lângă casă. Și faptul acesta, situația financiară, materială, ne-a determinat categoric, e unicul motiv pentru care am luat hotărârea să ajungem pe plaiurile Spaniei. Dăm voie, tânăr drag, să spun că nu doar atât.
a hotărât Dumnezeu pentru tine ca să fii astăzi în Arganta. Spune un cuvânt și tare m-aș bucura toți care nu v-ați rușinat de sabia cuvântului ce ați adus, s-o șevreți și s-o mănuiți împreună cu mine astăzi, chiar dacă eu de la altar și dumneavoastră de unde stați în Sion, aș vrea în mod deosebit întâi de toate să bat un apropo. Și apropo, acesta vine din Romani, capitolul 8, cu versetul 28, ca să vedeți ceea ce adineaul spuneam în locul acesta. Pagina 1102. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. În vremurile vechi, în hotărârea cerească Dumnezeu, ca unul care cunoaște nu doar trecutul, ci și prezentul și viitorul, și vreau să spun ceva. Îmi place atât de mult cuvântul din Ieremia 11:29. Pe lângă că Domnul spune, eu știu gândurile care le-am cu privire la voi, și vreau să dau ceva tinerilor din Elim, gânduri de pace și nu de nenorocire, o dorință ca să vă dau eu un viitor. Un viitor pe care Domnul îl avusese în vremurile străvechi pentru Daniel, un viitor care Domnul avusese în evidență, într-o evidență bine ținută în ceruri, pentru Șadrac, Meșac și Abednego. Dar un viitor pe care cei patru cu siguranță nu l-au înțeles când Dumnezeu l-avea în planul Său binecontrolat încă din cer. Rânduiește Dumnezeu ca un împărat păgân pe nume Nebucadnezar într-una de zile, unul care ajunge în cele din urmă, cunoașteți istoria, să fie smerit de Dumnezeu până acolo că ajunge să mănânce iarbă precum fiarele câmpului, pentru că Dumnezeu e Cel ce înalță, dar tot El și coboară pe om. Ajunge acest împărat păgân cu gând de a domina lumea întreagă, să pune ochii și pe Ierusalim. Bineînțeles, își planifică el un plan bine tacticizat și ceea ce planifică și pune în practică în acțiune, și anume, împresurăm Ierusalimul și gândul nostru e cucerirea lui. Fraților, vreau să vă pun o întrebare. Când noi planificăm un lucru, dacă Dumnezeu hotărăște ca acel plan să nu fie adus la îndeplinire, îl mai putem atinge obiectivul și ținta care noi am făcut-o în gândul, în planul sau proiectul nostru? Da sau nu? Categoric nu. Sunt mulți care mi-au zis, frate Andrei, eu îți garantez că dacă eu îmi pun în gând să fac un lucru, tot îl fac. Și am zis, dacă Dumnezeu îngăduie, dacă Dumnezeu nu îngăduie, îți garantez că dacă în El avem și suflarea, și viața, și mișcarea, și ființa, Dumnezeu e capabil să-ți împiedice și planul atunci când nu coincide cu planul cerului. Și iată, iubiții mei, că spune cuvântul care l-am citit în mod deosebit, versetul 2, că Domnul este acela care a hotărât ca Ioachim, împărat în vremea aceea peste Iuda, să fie înfrânt, să fie biruit. Cum, Doamne, că altădată spuneai că pentru Ierusalim lupți Tu. Categoric este așa. Domnul luptă pentru poporul Său. Amin. Dar atenție, sunt momente când dacă te îngăduie Domnul Ioachime, la un eșec, la un faliment, să ai o convingere totală. Toate lucrurile, până și falimentul și înfrângerea ta, până și decepția ta emoțională, sentimentală, lucrează spre binele celor ce îți iubesc de Dumnezeu. Lucrează spre binele celor ce îți chemați după planul Său. În planul lui Dumnezeu, Dumnezeu hotărăște înfrângerea lui Ioachim și atenție. Nebucadnețar, în vara și mândria lui personală, în propria lui personalitate, nu se mulțumește acum doar cu cetatea Ierusalimului, doar cu zidurile Ierusalimului. El are și o pretenție. Ca de acolo să se întoarcă cu o pradă de război serioasă.
Și iată prada lui de război. Prima pradă, Ioachim, împăratul. A doua pradă, niște vase de cinste aduse direct din Ierusalim în casa acestui împărat păgân, la Șiniar, în țara lui, de origine. Dar fiți foarte atenți, mai are o pretenție. Nu se mulțumește cu atât. Mai caută el niște prinși de război, câțiva tineri, cu niște calități, pot să zic, desăvârșite, cu niște virtuți care aș vrea ca toți tinerii din Elim care mă ascultă astăzi în Arganda să facă Duhul Sfânt să le aveți cu toții și niciunul să nu fiți fără de ele. Vă aminteam și de situația lui Daniel, Meșac și Drac și Abednego, fraților, și în mod deosebit tinerilor. Sunt momente în viață când ascultați bine, nu-L înțelegem pe Dumnezeu la început, de ce ne îngăduie prin anumite faze. Nu-L înțelegem pe Dumnezeu de ce ne îngăduie prin anumite examene și teste ale vieții, dar în cele din urmă reușim prin unele experiențe acumulate cu Dumnezeu, nu fără Dumnezeu, să înțelegem bine scopul și voia cu privire la noi ca tineri, slăviți să fie Domnul. Sunt convins de un lucru, că cei patru nu L-au putut înțelege pe Dumnezeu la început. Doamne, dacă ne-ai fi iubit, ne-ai fi lăsat în cetatea păcii, în cetatea preiubit, acolo unde aveam părtășie frățească, acolo unde aveam legături cu rudele noastre, cu neamurile noastre, acum și fără mama, și fără tata, și fără preoții din templu, și fără leviți, și fără cei care altă dată împreună cu ei ne duceam la Sfântul Locaș și lăudam din harfe pe Dumnezeu Iehova, acum departe de toți cei dragi, fără de familii rămași, dar nu fără de Dumnezeu. Nu fără de Cel cu ochii precum bara focului, nu fără de Cel care are doi ochi și veghează, că ești în România, că ești în Spania, este unul care veghează și aici. E Dumnezeu acela. Slăvit să-i fie numele. Și totuși, Doamne, de ce destinația noastră Babilon? De ce Babilon, Doamne, dacă Isaia, vă rog să deschidem la Isaia, capitolul 52, profetul acesta al Vechiului Testament, are o cuvântare deosebită vorbind cu bătaie mult mai lungă decât înțelegem când citim cuvântul, versetul 11. Plecați, plecați, ieșiți din, nu din Ierusalim, interesant, nu ieșiți din Ierusalim, ieșiți din Babilon, nu vă atingeți de nimic necurat, ieșiți din mijlocul lui, curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Doamne, Tu ne-ai sfătuit în Ierusalim să rămânem și nu în Babilon. Și totuși Tu ne-ai trimis în Babilon. Fraților, cei care mă urmăriți cu Scriptura, aș vrea să mai fac o referire în Faptele Apostolilor, capitolul 17, pentru mine există aici un cuvânt și o lămurire care probabil în cele din urmă au înțeles-o și acei tineri departe, departe de plaiurile natale, de locurile frumoase unde au avut părtășie și închinare cu toți cei dragi ai casei. Și anume, Fapte 17, versetul 26 și 27 spune așa. El, Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșesc dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. El a făcut. Le-a așezat anumite vremi. Tot El a hotărât aceasta și a pus anumite hotare locuințe lor. Cine stabilește locuința? Iacov spunea, dacă va voi Domnul, vom merge din cutare și în cutare cetate, ne-o stabili acolo. Dacă va dori Domnul și va voi El, voia Lui, cu alte cuvinte, nu a noastră. Eu sunt Cel care le-am stabilit și hotarele și locuinței, dar cu ce scop? Cu ce scop? Vă întrebam de la început, tinerilor, oare scopul vostru doar a strânge pentru omul de afară și cam atât? Doar omul de afară a fi împlinit mai bine ca și acasă, unde e sărăcia mare în țară și cam atât? Iată scopul lui Dumnezeu.
stabilește hotarul și locuința Dumnezeu, versetul 27, doar prima parte, ca ei să caute pe, spuneți-mi, tineri, ce scrie, care mă urmăriți? Amin? Ca ei să caute pe Dumnezeu. În mijlocul unui Babilon corupt și compromis, în mijlocul unui Babilon în care principiile nu se derulau după cele ale Scripturilor, în mijlocul unui Babilon care zace în cel rău, în mod deosebit vreau să am și un titlu aici, să fii în Babilon, dar deosebit de obiceiurile Babilonului. Copiii Domnului nu se îmbracă cum se îmbracă Babilonul. Copiii Domnului nu stau la mesele la care stau babilonienii. Copiii Domnului nu beau din paharele din care beau babilonienii. Copiii Domnului vorbesc deosebit de cum vorbesc babilonienii. Copiii Domnului au gânduri diferite de a babilonienilor. Și s-ar putea continua lista mai departe. Dar pentru că vreau să aloc minutele ce mi-au mai rămas, fugitiv să intrăm puțin mai la adâncime și să vedem virtuțile și calitățile deosebite ale celor patru care au înțeles un lucru. A înțeles lucrul acesta și Iosif, a înțeles lucrurile acestea toți cei cu frica de Domnul în sânul omului dinăuntru. Căci chiar dacă noi suntem aici, departe de învățăturile date de mama și tata de acasă, că chiar dacă noi suntem aici într-o societate care poate nu-L prea reprezintă cu cinste pe unicul Dumnezeu viu și adevărat, Dumnezeu ne-a dus aici ca niște ambasadori ai Lui. Dumnezeu ne-a dus în Spania ca niște oameni de care vrea Dumnezeu să se folosească. Ne-a dus aici ca de niște tineri de care vrea Dumnezeu să se cinstească cu trăirea și umblarea noastră în Spania. Aș vrea să aud câți tineri pot să zic amin la aceste cuvinte. Amin? Amin. Mă bucur. Sunt tineri care văd că îndrăznesc în seara aceasta. Slavă Domnului! Iată prima lor mare calitate. Vă rog să mă urmăriți. Mergem pe cuvântul citit. Spune în partea a doua versetului 3. Vă minteam că nu s-a mulțumit Nebucadnețar doar cu Ioachim ca pradă de război, doar cu vasele de cinste, poate din templu cu care se făceau slujbe sfinte, ci a cerut vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc. Probabil că unii o să ziceți, frate Andrei, chiar cuvântul ăsta nu prea ni se potrivește. Că dacă eram fii și fiice de împărat, rămâneam acasă, că aveam toate cele necesare, nu doar la majora, ci și înainte. N-am mai fi venit la lucru în construcție aici, de dimineața ne trezim și noaptea ne întoarcem acasă, n-am mai fi venit aici să tragem greu pe acest pământ străin, ca și evrei în Egipt altă dată la ridicat de piramizi. Și totuși dați-mi voie să vă spun, tineri dragi din Biserica Elim din Arganda, voi toți sunteți de neam împărătesc. Credeți ce vorbește Scriptura? Mă aduc aminte de un cuvânt. Vă rog să deschideți la 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Să vedem, ne edificăm cu Scripturile în față. Nu vorbim decât ce-i scris, iubiții mei. Pavel amintea Corintenilor, nu trecem de ce este scris. De aceea e bine să avem totdeauna argument Scriptura. Orice învățătură o dăm. Hai să vedem ce spune Scriptura legat de acest lucru. Suntem noi de neam împărătesc sau nu? Aminteam cuvântul, versetul 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți, atenție, ca să vestiți în Spania, ca să vestiți în Babilon, puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, trăiască Domnul pentru lucrul acesta. Ne bucurăm că începem să ne înțelegem chemarea și slujirea.
Ne-a chemat Domnul nu să tăcem, ci să vestim lucrările minunate ale lui Dumnezeu care am experimentat în țară și aici să avem o continuitate, o perseverență în astfel de semne și minuni cu Dumnezeu că vei sluji. Slavă Lui! Mă gândesc doar în insula Patmos, în Marea Egee, omului Dumnezeu, apostolului iubirii Ioan. Pentru că toți suntem la capitolul acesta, suntem noi de un neam împărătesc. Știți cu cine am făcut noi legământ de pace? Are Dumnezeu aici, în mod deosebit, Domnul Iisus Hristos, o caracteristică frumoasă. În Apocalipsa 19 cu 16, vede omului Dumnezeu, cel care era în Duhul în ziua Domnului, astfel. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Cu acest Dumnezeu am făcut și noi legământ de pace? Amin? Suntem dar de neam împărătesc? E adevărat, nu suntem fiii regelui Mihai. Regele nostru e Iisus. Cântăm noi o cântare aici. Pleacă genunchii Iisusi aici. Ridică mâini curate spre cer. Noi o cântăm cântarea aceasta în Oradea de multe ori cu ochii în lacrimi. Pentru că ea spune așa frumos, Rege al regilor, Domn al domnilor, numele Lui e Iisus. Mărire să-i fie adusă în veci. A doua mare calitate și virtute, iubiții mei care mă ascultați, spune cuvântul nu doar că erau de neam împărătesc, erau și de viță boierească. E adevărat, poate unii vă zice, acum de câți ani suntem în Spania, deja ne-a făcut boieri. Am scăpat de sărăcia, mai a reușit să agonisim cu ajutorul Domnului astăzi. Nu vreau să bat apropouri la boieri care să văd împrimiți cu hectare de pământuri întregi aici sau mai știu cu ce alte averi pământești. În mod deosebit vreau să vă spun ceva. Isaia, Ioan 15 cu 1 și apoi mă voi duce puțin mai târziu la Isaia. Ioan 15 cu 1 stă scris un cuvânt care mie mi-e tare drag. Eu sunt adevărata viță. Tatăl meu este vierul. Suntem noi din viță boierească? Fraților, tineri, da sau nu? Cine-i vița noastră? Iisus! Noi suntem din Iisus, din Dumnezeu. Noi suntem rădițe ale celui ce adevărata viță. Noi nu vrem să facem parte dintr-o viță sălbatică. Noi vrem să aducem roata Duhului la aceasta să ne însuflețească Domnul pe toți tinerii. Amin. Amin. Mergem mai departe, iubiți mei, că nu se opresc aici calitățile celor patru. Iată că acum intrăm într-un cuvânt care poate unii vă veți întreba chiar la nivel de gând, e posibil să avem și noi calitatea aceasta în vremurile care trăim și anume. Versetul 4. Niște tineri fără vreun cusur trupesc. Iubiții mei, dați-mi voie să o spun cu tărie. Există un lucru care ori de câte ori îl citesc mă sensibilizează să am mai multă frică de Dumnezeu și să-L respect. Dacă mă aleagă unul cu șase, spune, dacă mă numiți tatea, unde este cinstea care mi se cuvine, foarte mulți îi văd că pun accent doar pe Duh și suflet. Omul dinăuntru și omul de afară care trece nu mai e important. Dați-mi voie să vă spun că trupul e de o mare importanță în fața lui Dumnezeu. Și anume, hai să ne edificăm și aici, 1 Corinteni 6 cu 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Iubiții mei, e important și trupul să-l ținem în cinste, în sfințenie și gândiți-vă doar la un cuvânt, rămânem tot în Cartea Corintenilor. Trebuie să mergem până la 2 Corinteni, capitolul 7, cu primul verset. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, făgăduințe precum viața veșnică, precum mântuirea dată în Hristos Iisus, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, deci nu doar a Duhului, spune Pavel, și a cărnii, a trupului, cu alte cuvinte, și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Domnul. Doamne Iisuse, mă rog, ajută tuturor tinerilor din Arganda la acest lucru. Gândiți-vă, nu că nu știți, dar spunea
Nu odată frații mai bătrâni și erau dragi, frați tineri, nu că nu știți lucrurile astea, că nu sunt noi pentru voi, dar vi de folos. Niți de folos, frații, nu? Niți de folos? Hai să mergem doar la un cuvânt frumos din Scriptură, Eclesiastul, capitolul 11, să vedem ce spune acest om care a gustat din tot ceea ce se întâmplă sub soare și totuși are un cuvânt pentru noi de spus în această seară. Și Eclesiastul 11 cu 9. Bucură-te, tinere, tinereția ta. Nu ne vrea Domnul să fim ca pipericul, dar cu capul plecat ca ștrunțul, nu? Nu înseamnă dacă ești pocăit trebuie să fii tot trist de noapte. Copiii Domnului au bucuria mântuirii. În roada Duhului se include și bucuria. Noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Tineri dragi, vă puteți bucura în necazuri? Băi, frate, am trimis bani de coletă, n-am un buzunar și tu zici să mă bucur. Fii serios. Bucură-te tu dacă poți, că mâine nu știu ce mănânc. Bucură-te dacă poți. Bucură-te, frate, că-ți venit de Domnul în Arcana și-ți fără loc de muncă. Bucură-te dacă poți. Bucură-te, frate, că rata ne crește de la o lună la alta și nu mai facem față la bancă. Bucură-te dacă poți. Cei ce sunt al Domnului să bucură chiar și necaz. Amin. Amin. Mi-a plăcut situația familiei etiopiane. S-a văzut automat roata Duhului în el. Când a ieșit din apă și vedea pe drum tare prin șlomor, poți să omorâ tare săracul. Nu? Era tare plafonat că s-o pocăi. Când intru și eu la rândul pocăiților și am o trebuie să-ți bat toată seriozitate, să fiu sobră, mă, că dacă nu se supără frații, nu înseamnă pocăința fi sobră și tot poți să omorâ zășeva. Cu Domnul noi ne bucurăm. Bucuria Duhului s-o dea Domnul la toți tinerii de aici. Fiți foarte atenți ce zice aici. Fii cu inima veselă când ești tânăr. Fraților, și dacă îmbătrânim, gata, ne pierde veselia. Să știți un lucru, că cei ce sunt în curțile Domnului, ieși la bătrâneță, splindă suc și vers. Ieși la bătrâneță, sunt tineriți spre cuvântul, are grijă Domnul să o facă. Frați bătrâni, amin? Probabil că îți cam puțin, dar mă bucur că am mai 100 ani și de la frații bătrâni. Nu ne plafonăm nici la bătrâneții de așa cum suntem plini de viață, plini de suc și vers. Așa ne vrea Domnul, nu scazi, ce vers pentru a rodi, pentru împărăția și slava Domnului. Dar vine acum o parte mai interesantă. Umblă pe căile alese de inima ta, nu să avea ce Proverbe 4 cu 23 tineri, păzâți-vă inima mai mult decât orice că de nea iesi zborile vieți. Mai presus decât mintea, mai presus de cuget, mai presus decât încredințări și mai păzește-ți inima. Fiule, dă-mi nu mintea ta, zice, inima ta, că de aici e soate. Până și gândul omului iese, zice Marcu 7 cu 21, tot din inima. Și acum există aici un lucru. Și plăcut e ochilor tăi. Acum depinde cărui lucru îi zice plăcut. Mi-a zis odată un tânăr, zic, măi, auzi, de ce nu te oprești cu băutura? Mă, lasă-mă, mă, frate, am plecat ce-i frumos și la Dumnezeu îi place. Omule, zic, și repte-i diavolul viața ta. Îl mai bași pe Dumnezeu și o roșcoteale de tare. Crezi că poți să stai și la masa Domnului și la masa dragilor în același timp? Dar el, ce ziceți? O lua și el, băi, frate, cât e un băhalel, că probleme cu stomacul. Frate, îi bea fără acum numai. Ce să faci? Probleme cu rinichii. Ai grijă să nu-ți dea Domnul problemele cu rinichii să se amplifice. Pe lângă să zici că te curăță de piatră, să-ți mai pună Domnul cu o piatră în plus, că nu te pocăiești de lucrul ăsta. Dar el a hotărât să nu bea din paharul dracilor. El a știut că copiii Domnului beau din paharul Domnului. Amin. Copiii Domnului ne-a acceptat alte pahare și alte mese. Decât masa și paharul Domnului. Aleluia! Tineri dragi, nu vă compromiteți, ascultați-mă din ce vă spun. Pe dragul Domnului, Iosif a zis, cum se împrăcătuiesc împotriva Domnului? Mi-e drag Domnul. Ești frumoasă, mai femeia lui Potifar, femeie de prim-ministru. Că nu o să vină diavolul la tine cu una care urâtă de zi să fugi, de numai când o vezi. Vine cu frumusețe, model de Hollywood, 90-60-90 dimensiune. Că strâmură picioarele când o vezi deja. Dar Iosif nu a spus lucrul ăsta.
Eu nu pot să dialoghez cu ispita, că cap sigur că slab. Dar știu un lucru, că fuga chiar de rușinoasă, e sănătoasă. Tineri dragi, m-au zis ce vă spun. Fuga chiar dacă e rușinoasă, chiar dacă... Mă, dar cum de mai profita, mă, șansa asta nu te mai întrește. Lasă să fii izolat de toți. Lasă să fii demodat în ochii tuturor. Tu să nu-L superi pe Domnul. Tu să nu-L întristezi pe Duhul Sfânt. Care-i templu, care-i templul tău nu poate sta dacă te-ai întinat și-ți burcat cu lumea. Aceasta e religiune curată. Să fii neîntinat în lume, nu numai să cercetezi orfanul și vădoa. Că tău zice, frate, mă duci și ajut orfanul și vădoa. Dar predica și partea, Doamne, fraților. Și să ne păzim neîntinați de lume. Amin? Amin. Mai vreau să spun ceva, tot în Eclesiastul rămânem. Auziți? Să știi că te va chema Dumnezeu la judecată, adică există un Dumnezeu al socotelilor. Există o vreme hotărâtă de Dumnezeu care se va trage linia. Păi, Doamne, 20 de ani am stat în Biserica Pentecostală și crezi că afirma ceva că încerc fi serios. Niciodată. Amintea fratele Ghiță, nu Pentecostal sau Baptist. Astea nu te duc în cer. Pocăința după Scriptură. Îți dă o garanție, viața veșnică. Aleluia! Auzi! Golește orice necaz din inima ta, spune versetul 10 din Eclesiastul 11. Și îndepărtează răul din trupul tău, îndepărtează-l. Mâini curate, nu mâncite și patate. Buze curate, mitrag eu, Doamne. Eu am făcut legământ cu ochii tăi, Doamne. Fă tineri din Arganda din seara aceasta să facă legământ cu ochii lor. Nu mă pot uita la orice murdării care îmi întinează privirea prin pofta ochilor. E o poftă care nu acceptă Dumnezeu. Pentru tinerii din Arganda, Domnul vrea să aveți poftă de rugăciune, poftă de post, poftă de Scriptură. Păi, frate, la astea mi-a pierit pofta. La astea nu mai avem pofte, frate. Fraților, tineri dragi, vreți să se implice Dumnezeu în viața voastră? Vreți un viitor garantat, fără faliment și eșec? Îndepărtează răul din trupul tău și adu-ți aminte, Eclesiastul 12:1, de făcătorul tău, nu când ajungi în pal său și tremură carnea pe tine ca pe răcituri. Nu! Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinerețe tale, până nu vine anii cei grei. Dumnezeu vrea să se bucure de tinerețea ta. Dumnezeu vrea să se bucure de anii cei mai frumoși ai vieții tale. Dă-i anii aceștia lui Dumnezeu prin slujire. Te vei bucura de cel ce vine cu răsplătirile. Când vei auzi, vino tânăr și tânără, vino robun și credincios. Vino de intră în odihna Tatălui meu, că nu te-ai rușinat de mine în Spania. N-ai uitat că este un Dumnezeu care te vede și aici și acasă. N-ai uitat. N-ai uitat cei patru în Babilon lucrul acesta. Chiar mai există tineri fără vreun cusur trupesc astăzi? Chiar mai există tineri care zic nu relațiilor conjugale până la căsătorie? Chiar mai există tineri care nu s-atindă femeie până în ziua în care aici la altar vin pentru a primi binecuvântarea pe mâna lui Dumnezeu? Chiar mai există tineri care să zică nu cocainei, drogurilor injectate prin vene? Chiar mai există tineri care să zică nu mai consum tutun ce în genunchi mă pun. Nu mai consum băutura ce citesc Sfânta Scriptură. Nu mai trăiesc în curvie ce în Duhul Sfânt ia-mi ia bucurie. Chiar mai există tineri de aceștia astăzi? Până vine Domnul. El are niște sfinți pe pământ, nu încerc, frate, nu cer sfință. Nu-i adevărat, fraților, fați. Eu îmi găsesc plăcerea sfinții mei de pe pământ. Vreau să cred că rândul tinerilor din Arganda, dacă alții fără scrupule s-au bătat, fără să le pese ce vrea Domnul de la ei. Mai sunt tineri în Arganda care pot să țină capul sus dacă ar începe astăzi ziua judecății. Mai sunt tineri care până vine Domnul vor păstra sfințenia ca podoabă. Aleluia! Mai sunt tineri care se vor împodobi în smerenie ca să-i placă lui Dumnezeu. Mai sunt și în Arganda. Apoi, tinerii aceștia, iubiții mei, spune Scriptura că erau frumoși la chip. Sunt mulți care lucrați în construcții.
Îi frumos un perete te încuit cu toate nuanțele, dar mă doare când văd și tineri te încuiesc cu toate nuanțele. Hristos te vede frumos în ochii lui așa cum te-o lăsa El. Nu te fă blondă dacă te-o lăsa brunetă, spun cu tărie lucrul ăsta. Nu lua toate oriflame-urile, șavoanele pe tine și ce te încuie. Când băiat pocăită de una te va aprecia așa cum te-o lăsa Domnul. Fii simplă în ochii lui Dumnezeu. Băi, frate, Adi, aș face lucrul ăsta, dar băiatul ăla de natura nu mai place de mine de mă vede așa. Ori, nu sunt așa frumosă dacă simplă, frate. Fraților, lui Dumnezeu nu-i plac pomii artificiali, ce aia care sunt naturali. E frumos artificial, mă, aș mânca și eu acum, mă, frumos portocal ai. Ia să-și, mă, nu lua, mă, că-i de mai știu, din plasteline, mai din cauciuc. Mă, dacă chiar am crezut că e artificial, frumos, frumos, artificial. Copilul lui Dumnezeu e frumos. Voi la voi unul sunteți mai frumos ca altul. Dar sunteți și mai frumoși dacă vă lăsați cum v-a lăsat Domnul. Cum v-a lăsat Domnul. Frumos la chip. Păi, frate Andrei, acum aveți, nu mă mai impact, nasul mi-e prea mic, mi-e prea mare, operație estetică, frate. Nu stă bine, mă, când mă uit în oglindă, mă, microsă cum arată, mă, nu-mi stă bine, trebuie, mă, înțelege-mă și tot acum. Eu ce înțeleg, dar nu știu cum te înțelege el. În ochii lui ești frumos, cum te-o lăsat, amin? Natural, nu artificial. Mergem mai departe. Înzestrați cu înțelepciune. Iov 28 cu 28 verset. Apoi a zis omului, Domnul, nu Iov. Iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Tineri din Arganda, eu nu vă pun să ridicați până sus. Câți dintre noi chiar mai purtăm frică de Domnul? Dacă am purtat frică de Domnul, ne-am chivernisit bine viața și trăirea. Ne-am face bine inventarul, nu doar când stăm în casa Domnului, ci mai ales când ieșim afară. Câți purtăm frica de Domnul aici? Ne frică nouă de Dumnezeu în tot ce vorbim, în tot ce privim, în tot ce înfăptuim? Cei cu frica de Domnul lucru știu că vor avea parte de răsplătire și de binecuvântare în viață. Cei cu frica de Domnul știu un lucru, că ori de câte ori vor fi necați în strâmtorare, este unul care va zice, iată-mă când tu-l vei striga. Cei ce au frică de Domnul vor fi totdeauna cap și niciodată coadă. Vor fi întotdeauna sus și niciodată jos. Ca promisul El prin Deuteronom zicând, dacă nu te vei abate la dreapta și la stânga, dacă vei păsi cuvântul meu cu frică și sfială, vei fi cap și nu coadă. Nu ți-ai pus întrebarea de ce tocați la examene? Nu ți-ai pus întrebarea de ce pentru tine parcă cerul închis și nu-i izbăfire la ceea ce cer? Când te uiți cu jin că altul are de toate și merge bine ca tânăr și tu, tot în faliment ești de atâta vreme. Ai tu frică de Domnul? Aceasta este înțelepciunea, spune cuvântul. Mergem mai departe. Cu minte ageră și pricepere, Proverbe capitolul 3 cu 3, vă rog să deschideți. Hai să mergem puțin la Proverbe, capitolul 3 cu 3. Există aici un cuvânt care mie mi-e tare drag. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât. Leagă-ți-le la gât. Scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte. Așa au avut o minte aceea, erau sănătoși la minte, o minte trează. Fraților, uite că și omul din lăuntru are și el craveță. Cravețele omului de lăuntru. Bunătatea și credincioșia. Dacă omul de afară, la un costum, te asortezi frumos, poate cu o cămașă ca să vii cu îmbrăcăminte uniformă. Dacă în fața unui primar te duci îmbrăcat, elegant, curat, e adevărat că și înaintea lui Dumnezeu e bine să fii îmbrăcat. Dar în mod deosebit, nu uitați. Mai presus decât cravatele care se văd. Vrea Domnul două cravate care nu se văd. Bunătatea și credincioșia să le avem la gât în fiecare zi. O încăpăta mintea aceea, minte sănătoasă, minte înțeleaptă. Ori a avut-o cei patru în Babilon, mintea asta? Voi v-ați citit că a avut-o. Mintea aceea și pricepere au avut.
Fraților, acum mă apropiu aici de un cuvânt tot din Iov 28 cu 28, partea a doua. Și depărtarea de rău este priceperea. Definiția priceperii. Depărtarea de rău. Sunt foarte mulți tineri care mi-au zis, frate Andrei, nu știu cum să scap, mă. De patima asta, de viciul ăsta, mă simt murdar, mă simt întinat. Elimină sursele care te atrag la rău din viața ta. Dacă simți că internetul pentru tine e o sursă să te atragă la rău, elimină-l pur și simplu. Scoate-l din calculatorul tău. Dacă simți că televizorul pentru tine e o sursă de a te atrage la rău, la păcat, elimină-l din casa ta. De la o parte. Cei ce citesc zilnic Scriptura ca tineri se depărtează de rău. Dar și cei care înfăptuiesc rău în fiecare zi, ascultați bine ce vă spun, se depărtează de Scriptură. V-ați înțeles ce v-am spus? Repet. Cei ce citesc Scriptura în fiecare zi se depărtează de rău. Aia sunt oameni percepuți. Dar și cei ce înfăptuiesc rău în fiecare zi se depărtează tot mai mult de Scriptură. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu... Doar cum își va semnea tânărul curat de cărarea? Eram anul acesta la noi, slujesc mai des așa și în țară, la Sertă Tineret, și n-am știut de ce, am dat o învățătură care e și de dimineață, am spus-o în Ocania, unde am slujit, la Biserica Carmel. M-am dus odată, chemat într-o familie cu probleme, o tânără, frate Andrei, rogă-te că viața mea e infern, nu știu ce să mă mai fac, îs complet la pământ, cu credința, cu tot înaintea Domnului, îs la pământ. Și primul lucru, când am ajuns la ea acasă, omul să fie Scriptura pe masă, era o carte de dragoste cu Sandra Brown. Și zic, soră, dată ce lucruri să faci tu timpul? Păi, frate Andrei, mâine, poi mâine mă mărit și e un ghid bun pentru căsătorie. Soră, ghid bun pentru căsătoria ta nu-s romanțele și cărțile cu tentă de-asta lumească și firească. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după tineri? Vă rog să completați dumneavoastră. Amin. Frați din fanfară, amin. Tineri. Surorile din orchestră, amin. Frați din cor, amin. Tineri. Amin. Așa să ne ajute Domnul. Și închei, deja în cer iertare, cred că cu 10 minute deja trebuia să tac și să zic amin. Dar simt că Dumnezeu vrea să spună lucrurile acestea. Probabil că unii o să ziceți, frate, să nu mai fii pe la noi. Prea direct ai fost în sara, străbea așa mai cu perdea, frate. Fraților, eu n-am primit mai cu perdea. Eu sunt omul care îmi place să spun cum dictează Domnul. Amin, amin. Nu mă criticați, frate, întrebați-l pe el de ce de cuvântul ăsta. Eu atât am zis, Doamne, în sara asta spun mie. Câtă vreme Tu dai, dau și eu. Dar când Tu zici stop, am încetat și mai întrag înapoi. Așa că dacă Domnul dă, El știe că e necesar acest cuvânt. Amin? Amin. Hai să mai vedem ceva și ne-și apropiem de înghiere. Și în stare să slujească în casa împăratului, în stare să-și slujească. Dar știți ce s-o gândi Nebucanețar? Șmecherul ăsta. Băi, oameni buni, vezi că trebuie să vă schimb cultura și ideile din Ierusalim. Voi ați cam terminat-o cu ideile Ierusalimului, cu cetatea păcii. Ați cam terminat-o cu principiile de acasă, de la mama și de la tata. Ați cam terminat-o cu legile date pentru poporul sfânt, de preoți și de ceilalți. Gata cu legile voastre. Și totuși vreau să vă spun ceva. N-am să uit niciodată cuvântarea lui Aman în vremea lui Ester. Auzi, împărate, în tot ținutul acesta există un popor deosebit între popoare. Ăsta nu se supune la legile tale corupte. Asta e deosebit, ăștia țin legea împăratului, a cărui împărat? Un popor deosebit între popoare vă vrea Domnul Spania, aleluia! În stare să slujiți în casa împăratului, aici e casa împăratului. Dar nu trebuie să ne crească pe noi timp de 3 ani Nebucanețar. Pe noi ne crește Duhul Sfânt și Domnul. Pe noi Domnul e Cel care ne învață, care e calea care transformăm. Că însuși El e calea noastră. El ne-a trasat o cale prin pustia lumii acestea. Măriți să fie Domnul. În stare să slujească, ne cheamă Hristos tinerilor la slujire?
Păi frate, am cumanut să suntem evangheliști, învățători, nu toți. Dar un lucru știu. Pentru copiii în credință, Domnul a credințat un talent în arganda. Pentru tinerii care v-am scris tinerilor, pentru că voi sunteți tari și cuvântul meu, al Domnului, rămâne tare în voi și v-ați piuri pe cer. Sunt tineri în credință. Pentru aceea o dat Domnul doi talanți. Și v-am scris părinților, precum un Pavel de altă dată, părinte spiritual, capabil să planteze biserici, capabil să formeze oameni pentru slujire. 5 talanți. Dar niciunul nu-i lăsa pe din afară. Cel puțin un talanț o dat Dumnezeu, așa că nu mai spune niciodată că tu n-ai nicio chemare din partea Domnului. Că nu te cred. Hristos ne cheamă la slujire pe toți tinerii. Știți care a fost obiectivul lui Iisus pe pământ? N-am venit să mi se slujească, ci am venit să slujesc tuturor. Amin? Amin. Iubiții mei, dacă vom avea aceste calități, vom fi deosebiți în Babilon. Dacă vom căuta să ne conformăm acestor sfaturi, ne va merge bine. Vă rog din inimă, meditați adânc la aceste lucruri. S-ar mai fi putut vorbi multe alte lucruri. Dar deja trebuie să încheiem, timpul nu ne mai permite, însă doar atât. Nu mă pot duce acasă pentru că Duhul Sfânt mă îndeamnă. Să fac o provocare la o ultimă rugăciune aici. Dacă ai auzit acest mesaj și te-ai găsit sub o formă sau alta în el, și dacă din dorința inimii tale, tânărule sau tânără care ai ascultat mesajul Domnului în seara zilei, ai vrea cu hotărâri și juruințe noi în apropierea de Domnul, poate vrei să fii ajutat de a fi deosebit de obiceiurile Babilonului. Sunt aici frații păstori, sunt frați prezbiteri, frați diaconi, frații lucrători care vă slujesc în Domnul. Dacă vrei de astăzi să faci parte de rândul celor de neam împărătesc, a celor de viță boierească, a celor fără vreun cusur trupesc, mai ales aici, atenție la acest capitol, a celor care sunt frumoși la chip, așa cum i-a lăsat Domnul și îngăduit Domnul pe pământul celor vii. Dacă vrei să fii de rândul celor cu înțelepciune omenească, firească și dracească, ce una venită de sus. Dacă vrei să ai o minte sănătoasă, agică. Dacă vrei să capezi precepere și apoi să poți să sluji altora în frica de Domnul. Suntem aici la dispoziția ta și am vrea mult deosebit să avem o rugăciune pentru tinerii care în această seară vor să plece acasă pentru a se face numai rai, ci mai bun. Dacă sunt tineri care vor să disprețuiască rușinea așa cum a făcut-o și Domnul, în ciuda faptului că poate vei zice, mă, eu aș îndrăzni să-mi spun un nume sau să ridic o mână, dar mică să uită, poate e mama, e tata aici, eu nu dăm familie, ce o să zică cel din casa mea? Chiar eu m-am găsit acum să zic că vreau să fiu mai sfânt și mai deosebit ca alții din lume. Iubitule, fă-l de rușine pe vașmașul, noi vrem să te ajutăm, nu suntem aici să te condamnăm pentru viața de până astăzi. Dar vrem să te ajutăm ca să fii deosebit de tot ce se numește obiceiurile Babilonului, obiceiurile lumii acestea. Există vreun tânăr sau vreun tânăr care vrea mult deosebit să mijlocim pentru el în seara aceasta? Aș vrea să o fac acum, ori printr-o ridicare de mână, ori să îndrăznească să spună numele, dacă există ceva. Domnul să te binecuvânteze și pe tine. Amin, fraților. Domnul să vă binecuvânteze. La suror, dacă există ceva care vrea să le ajutăm, Domnul să vă binecuvânteze. Mă bucur de atâtea mâini ridicate, fraților. Hai să intrăm în rugăciune și să mă ierte, frații, dacă poate am îndrăznit să trec prea mult peste programul planificat. Dar consider că e o seară de trezire pentru mulți care am auzit acest mesaj. Hai să ne rugăm pentru toți tinerii care se dedică de astăzi pentru Domnul mai mult ca până azi. Intrăm în rugăciune.